cafeaua de dimineață te ajută să scapi de greață și-ți crește moralul. Bună dimineața, oameni buni! Bine ne-am regăsit la cafeaua de dimineață. După cum vedeți, nu prea am vrut să aducem astăzi, să aducem invitați, pentru că vreau să facem emisiuni cât se poate în care de acum înainte să încerc să vă enervez. Nu știu cât reușesc, cât nu, dar vreau să vă enervez pentru că poate în felul ăsta comunitatea din Piatra Neamț va încerca să-și apere și din județul Neamț, mă scuzați, din județul Neamț, din Piatra Neamț, va încerca să-și apere drepturile, să încerce să lupte pentru habitatul în care locuiesc, să ceară socoteală celor care ne conduc pe bani buni. Nu vorbesc de aia neoficial, vorbesc de aia oficiali. Impozabil, cum s-ar spune, pe bani foarte buni, atunci când nu-și fac treaba și când deranjează. Pentru că, da, oameni buni, nu mai suntem pe timpul lui Ceaușescu. Chiar dacă există nostalgie, o nostalgie o să încerc să vă arăt acum dacă reușesc, dar nu știu dacă reușesc să o pun pe ecran. Am primit-o chiar acum dimineață. O nostalgie. Deci, chiar dacă suntem nostalgici, nu mai trăim pe timpul lui Ceaușescu. Mulțumesc, ajunge. Poți să o scoți. Dar avem drepturi. Și primul secretar nu mai există teoretic. Deși noi l-am avut mai tare decât primul secretar era Ionel Arsene, președinții de Consiliul Județean, pentru că nu se respecta legea. Și nu se respectă legea. Așa că vreau să vă enervez. Și poate din acest tumult al dumneavoastră, dacă voi reuși, se va naște ceva. Astăzi vreau să ne oprim în Piatra Neamț și să discutăm despre un lucru care aparent nu este extrem de important, dar care ne scoate zilnic sau lunar, cum doriți dumneavoastră, bani din buzunar, creează disconfort și care este la îndemână, era la îndemână autorității locale să-l rezolve. Și când vorbesc de autoritate locală, vorbesc de primăria Piatra Neamț. Și nu l-a făcut, interesat spun eu. Alții pot spune că, domne, nu s-au priceput sau n-au vrut sau n-au putut. Eu spun că interesat au făcut lucrurile astea până într-un anumit moment, după care alții au fost interesați ca să întâmple lucrurile astea. Și să ajungem la chestiune. În Piatra Neamț există un depozit ecologic obținut printr-o finanțare care la vremea aceea era aproape singulară în România, pe timpul primarului Ion Rotaru. Se cheamă depozitul ecologic pentru gunoi de la Piatra Neamț, care era prevăzut să funcționeze cu o celulă și apoi cu a doua celulă pentru depozitarea deșeurilor. Dar ajunge că îl știe lumea. Ei bine, în anul de grație 2023, depozitul s-a închis. Fără să fie plin. O să spuneți, domne, depozit în oraș, chestii, l-am închis că deranjează. Ok. Mai că depozitul ăsta avea toate autorizațiile necesare. Că vine acum domnul primar Carabela spune, domne, că e un act de dreptate, că trebuia închis, o face, o spun fără niciun fel de jenă, ipocrit. Pentru că dacă funcționa depozitul, mergea înainte. Și o face pentru a ascunde, de fapt, un lucru
extrem de important. Faptul că primăria Piatra Neamț, nu de pe timpul lui Carabele, neapărat, a fost total în culpă și cei de la Agenția pentru Protecția Mediului i-au atenționat din 2014 începând că acolo se întâmplă lucruri care nu trebuie să funcționeze pentru că sunt în afara legii. Ce s-a întâmplat? Este un teren lângă stația de compostare de acolo, care a fost umplut cu niște pământ, spun cei de la primărie, pământ amestecat cu deșeuri, spun cei de la Agenția de Protecție a Mediului, și care nu putea să fie acolo dacă era pământ amestecat cu deșeuri. Dacă era doar pământ, nu era o problemă. Că acum nu mai știe nimeni exact care este adevărul și care sunt interesele din spatele acestei mișculații, nu mai contează. Contează că depozitul s-a închis și noi plătim mai mulți bani pentru că acum gunoiul trebuie transportat, deșeurile, mă scuzați, gunoaiele sunt în altă parte, deșeurile trebuie transportate la Girov. Și atunci e mai scump. Cum s-a ajuns aici? Păi, practic de vină ci că ar fi doi inspectori. Unul Secară și unul Ambrozie. Ambrosie, veniți de la APM Bacău ca să fie, cum se spune, nu ăștia de la noi, ăia de acolo, și care au constatat că nu s-a făcut nimic din 2019, din 2014, că acolo trebuia eliberat locul și făcută ecologizarea, și atunci au făcut un proces verbal. Proces verbal pe care l-au înaintat primăriei. Și care le-a spus, bă băieți, acolo nu-i în regulă, nu-i compost, e deșeu cu compost. Încă o dată spun, dacă au fost trimiși cu dedicație, lucru deloc greu de crezut, probabil că au găsit și câteva deșeuri pe acolo și era mai mult pământ. Dacă n-au fost trimiși cu dedicație, înseamnă că au găsit. Încă o dată, este o chestie pur și simplu funcționărească. Și ei spun așa, bă, nu mai puteți? Trebuie cele 50.000 de metri cubi de material necompactat să dispară de acolo. Și vedeți că trebuie să vă reînnoiți autorizația pentru depozitul ecologic și dacă nu rezolvați problema asta, nu puteți reînnoi. Deci mingea de la APM ajunge din nou în careul celor de la primărie. Care cei de la primărie primesc chestia asta prin 2020 și li se spune acolo, bă, până în august 2020 trebuie să rezolvați problema asta. Au rezolvat-o. În sensul că au dat din numeri și de-abia în 2021 se duc cu dosarul la APM pentru prelungirea autorizației la depozitul întreg, nu numai bucata asta. Bineînțeles că au depus dosarul fără documentația completă. Deci, fără documentația completă. Și acolo spune cam așa ce n-au depus. Că avem un document aici, dacă o să mă ajute și Bogdan, eu o să încerc să-l măresc un pic, dacă reușesc. Deci, e documentul de control și acolo le spunea ce trebuie. Se va salubriza terenul, etc., etc., nu știu ce. Primăria n-a depus ceea ce trebuie. Mai mult decât atâta, da, uite, formularul tip pentru solicitarea autorizației integrate de mediu. Raport de amplasament elaborat de o persoană fizică
așa, înscris în Registrul Național al Elaboratorilor de Studii pentru Protecția Mediului. Achitarea tarifului, ăsta l-au achitat 2500 de lei, dovada mediatizării solicitării de revizuire. Deci, nu și-au depus dosarul cum trebuie. Și-au lăsat-o așa. Mulțumesc, Bogdan. Au lăsat-o așa. Bineînțeles că neavând toate documentele, neridicând ce era acolo sau nefăcând dovada că acolo este pământ, nu deșeu, n-au mai primit autorizație și nu mai pot funcționa. Și asta înseamnă că noi, pietrenii, în momentul acesta, plătim mai mulți bani pentru gunoi. În fiecare lună. Am fost consolați de domnul primar, nu mai știu, trebuie să caut un pic aici, da, am fost consolați, nu trebuie, am fost consolați de domnul primar când, în momentul în care a trecut, în iunie 2023, care ne spune, cităm, în primul rând vreau să-i asigur pe pietreni că nu vor avea de suferit în urma închiderii depozitului ecologic de deșeuri. Deci nu vor avea de suferit. Vor avea de plătit în plus. Gunoiul va fi colectat în continuare fără probleme și fără întreruperi. De asemenea, vom face tot ce ne stă în putință pentru a gestiona un impact cât mai mic, cu un impact cât mai mic de depozitarea deșeurilor, transportul deșeurilor la depozitul la Girov. Bun, sărim peste o frază că revenim la ea. Așa. Cât despre cei care au sărit în sus mimând grija pentru pietreni, dar de fapt dând dovadă doar de populism și demagogie, îi întreb de ce nu au fost la fel de îngrijorați și când au crescut tarifele pentru colectarea deșeurilor la Roman Bicaz sau Târgu Neamț. De altfel, chiar și după ce vom depozita gunoiul la groapa de la Girov, pietrenii vor plăti un tarif mai mic pentru colectare față de aceste orașe. Pot să vă asigur că este o situație pe care o vom gestiona într-un mod eficient și profesionist. Ok. Adică, noi trebuie să fim mulțumiți că plătim mai puțin decât cei de la Roman, când puteam plăti mai puțin decât plătim acum, mai puțin decât cei de la Roman sau Târgu Neamț? Care trebuie să fie mulțumirea noastră? Ar trebui să mergem să ducem și pomelnice de mulțumire la Sfântul Funcționar al Primăriei Piatra Neamț, răspunzător de obținerea autorizațiilor pentru depozitul ecologic? Să dăm și acatiste? Asta este o chestie aia cu, știți, capra vecinului. Adică, bă, lasă-vă, plătim un pic mai mult, dar nu plătim cât ăia. Dar de ce să plătim cât ăia dacă noi puteam plăti mai puțin? Dacă își făceau treaba cei din onor instituția amintită. O să spuneți, bine, bine, dar pământul ăla cum a ajuns acolo? Că-s vinovați aia care l-au pus acolo. Ba, pardon, pământul acela a fost ocupat pentru că primăria Piatra Neamț a cerut asta pentru că, citesc dintr-un document, trebuia operată zona respectivă de un alt operator și pentru a constitui o rezervă de materiale la închiderea depozitului. Adică să fie lucrurile clare. Nu operatorul s-a dus să pună acolo de capul lui. I-a cerut-o primăria. Și asta e de prin actul ăsta, parcă dacă nu mă înșel, din 2019. Ca să fie lucrurile clare. Eu înțeleg frustrarea primarului Carabelea că trebuie să rezolve lucrurile rămase de la alții. Dar asta nu înseamnă că le rezolvi din cuvinte. Nu este normal ca un municipiu cu groapă ecologică de gunoi să nu o folosească până la maximum. Și eu poate nu mă pricep atât de bine, dar hai să vedem cine o spune chestia asta, dacă reușesc. O să-l rog pe Bogdan să mă aștepte un pic.
Așa. Te rog, Bogdan, să schimbi și eu o să dau play. Iată cine o spune. Domnul ministru al mediului... Despre închiderea prematură a depozitului de la ecologic de la Piatra Neamț nu am fost informat. De obicei știu și cred că e prima oară în viața mea când aflu că un depozit se închide înainte de termen, pentru că problema de cele mai multe ori este aceea că se epuizează durata de viață a unui depozit și se construiește, se depozitează în continuare. Însă legea spune că atunci când atingi 75% din capacitatea de depozitare, deja din provizioanele de închidere constituite, pe lângă proiectarea următoarelor celule, încep discuțiile despre proiectul tehnic de închidere, ecologizare, monitorizare post-închidere, pentru că și acolo e o întreagă știință. Vă promit că am să am o astfel de discuție cu colegii mei, înțelegând totodată cu un depozit închis, ecologizat, unde am pus pământ și flori deasupra, din punct de vedere tehnic, probabil că e greu, dacă nu imposibil, de deschis, dar cu siguranță voi avea această discuție, că nu e ecologizat. Deci, ați văzut cine o spune? O spune domnul ministru al mediului, care este pe funcție și care a promis că va purta o discuție. De la promisiunea domnului ministru până acum n-am aflat nimica nou cu privire la depozit, ba mai mult decât atât. S-a votat o hotărâre de Consiliul Local ca să aprobe niște lucruri privind închiderea depozitului. Toată această chestiune este o mare măgărie, pornită de prin momentul în care depozitul ecologic de la Piatra Neamț era gestionat de o singură firmă și a venit cineva și a bătut pumnul în masă și a spus: bă, ia dați-vă voi deoparte de acolo, că vin ai mei. Și au venit ăia. Și de aici a început totul. Ei, această mare măgărie cu efecte în buzunarele pietrenilor este acum pe cale să se acopere la propriu cu pământ și să avem două celule, nici una dintre ele plină, că ni s-a spus că prima s-a umplut, lăsați. Nici una dintre ele plină, făcute pe un proiect care avea niște indici de performanță care trebuiau respectați. Să nu-mi spună mie cineva că Agenția de Protecție a Mediului a ținut musai să închidă acest depozit după ce n-a fost în stare să închidă împreună cu Garda de Mediu două depozite care erau neconforme și trebuiau închise la Roman și la Târgu Neamț. Este o afacere murdară. Aici, probabil că ar trebui să se autosesizeze niște organe, dacă vor, dar nu vor. Pentru că dacă se autosesizează, vă dați seama că trebuie să stea în foarte, foarte multe hârtii, să stea, să analizeze, să ducă, să vadă. Bă, cine a fost ăla care a zis, ia plecați voi din depozit? Ia hai să vedem după aceea. Ce-i cu firma aia care a venit? Nu cumva avea legături la Agenția pentru Protecția Mediului? Noi mai sperăm că domnul Fechet, altfel un băiat simpatic, așa de felul domniei sale, se va interesa cu privire la acest aspect. Și va reuși să ne spună și nouă de ce plătim mai mulți bani la Piatra Neamț, când nu trebuia să-i plătim, cel puțin încă câțiva ani. De ce a fost atâta lentoare dintr-o parte și grabă din altă parte și s-a ajuns la închiderea unui depozit? Și în felul ăsta să ne dăm seama de ce suntem noi
atât de, nici nu știu cum să spun, permisivi cu toate aceste măgări. Acum, ca să vă fac ziua mai frumoasă, să știți că de la 1 ianuarie a mai intervenit o taxă care ar trebui să ne bucure pe toți. Spune așa, o taxă introdusă după ce a venit dinspre zona Bruxellesului, acceptată de ai noștri cu să trăiți, să trăiți că a pus plecat, să abia nu-l taie, noi nu negociem, noi doar primim ordine. Taxa pe economie circulară, care introdusă a fost cu 80 de lei pe tonă și a mărit automat prețul, a crescut automat la 160 de lei pe tonă. Cine suportă această creștere? Consumatorul final. Cine este consumatorul final? Cetățeanul și firmele la care lucrează cetățeanul, firmele care, cică, sunt protejate de statul român. Nici nu vreau să vă spun cât costă metru sau tona, nici nu știu cum se ia la firmă, de gunoi, pardon, deșeuri, gunoaiele sunt în altă parte, duse de la Piatra Neamț la Girov. Enorm. Enorm. Cam așa stau lucrurile. Merită să vă enervați. Acum, eu trebuie să recunosc că cel mai tare m-am enervat în momentul în care primăria, când s-a văzut cu depozitul închis, a ieșit cu acel comunicat care a spus, domnule, noi ne vom strădui să nu fie foarte mult, fiți mulțumiți că plătiți, chiar dacă plătiți mai mult ca aia de la Roman, mai puțin ca aia de la Roman, dar a venit o declarație care pe mine m-a enervat. În al doilea rând, trebuie să vă spun că este cel puțin imorală existența unei gropi de gunoi, așa zis depozit ecologic, pe malul Bistriței. Este momentul unei reparații morale a acestei zone, ca și la parcul zoo. Motiv pentru care pregătim închiderea gropii și concepem un proiect de regenerare a zonei pe termen lung. Vorbim fie de un parc fotovoltaic, o grădină botanică sau un acvaparc. Asta spunea într-un comunicat primarul Andrei Carabela. Un așa zis depozit ecologic este un depozit conform care avea toate autorizațiile la zi. Un așa zis depozit ecologic. Exprimarea este cel puțin nefericită. Imorală existența unei gropi de gunoi. Haideți, domne, lăsați-mă cu imoralitatea, că dacă este să vorbim despre imoralitate, sunt foarte multe lucruri imorale acum care se întâmplă. Ne-am lovit, ne-am dat cu capul de imoralitatea unei gropi de gunoi făcută de alții și care funcționa foarte bine și care ar fi putut asigura depozitarea gunoaielor din Piatra Neamț, pardon, deșeurile, gunoaiele sunt în altă parte, până cel puțin prin 2030, dacă se făcea colectare selectivă a gunoiului. Pardon, deșeurile, gunoaiele sunt, știți dumneavoastră unde. Eu vă sfătuiesc să vă enervați, dar dacă nu vă enervați, plătiți. Mai mult. Și o să plătiți și mai mult. În condițiile în care, da, puteam să plătim mult mai puțin și să fie mai ecologic totul, pentru că e imoral să consumi mai multă motorină și benzină, să poluezi mai mult pe drumul de la Piatra Neamț până la Girov, dacă e vorba de imoralitate. Sunt multe lucruri imorale. Da, ne oprim aici, deci oameni buni, nu vă enervați, plătiți. Cele bune, sănătate, numai bine. Și poate ne mai enervăm și zilele următoare, pe alte motive.